De 25 de ani, TVR Internațional este alături de tine, oriunde te afli. Departe, dar împreună. O campanie TVR Internațional. Mulțumesc foarte mult pentru șansa de a vorbi despre un proiect drag inimii mele. Este vorba de un proiect muzical. Un video pe cântecul minunat al lui Michael Jackson, Vindecă lumea, Heal the World. Este un video care se vrea un omagiu adus tuturor celor din linia întâi din aceste zile, dar și un îndemn la a face donații pentru Fondul de Solidaritate împotriva COVID-19 al Organizației Mondiale a Sănătății. Mi-a fost foarte dor să fac ceva frumos pentru o cauză bună, după cele două albume muzicale inedite făcute cu ambasador la ONU, pe vremea când eu însă eram reprezentant permanent al României la Națiunile Unite. Au fost două albume, unul intitulat Ambasadorii cântă pentru pace, iar celălalt intitulat Un ONU mai puternic, o lume mai bună, înregistrat cu prima trupă ambasadorială din istoria ONU, UN Rocks. Așa că, în izolarea într-o iluminare căreia îi sunt supusă în ultima lună și jumătate, mi-a venit această idee. Am lansat-o pe grupul foștilor și actualilor ambasadori la ONU, grupul de pe WhatsApp, și m-am trezit cu 26 de doritori de a participa fiecare în felul lui la acest proiect. Și iată că, de Sfântul Gheorghe, am reușit să-l lansăm pe YouTube, în premieră, iar astăzi, de Ziua Internațională a Multilateralismului și a Diplomației pentru Pace, avem peste 12.000 de vizualizări pe YouTube și suntem prezenți pe televiziunea online a Națiunilor Unite și suntem prezenți și în presa, inclusiv televiziunile din țările, din cele 26 de țări din care provenim. Ca un exemplu, televiziunea română. Am avut norocul să beneficiem de ajutorul unor oameni extraordinar de talentați. Directorul muzical a fost Gary Fry, un reputat și multipremiat muzician american, și am avut norocul să am în familie un foarte talentat editor video, pe fica mea Mara, și pe un bun prieten, Ioan Grumăzescu. Deci sunt foarte recunoscătoare, le mulțumesc tuturor și le mulțumesc și celor care vor disemina acest mesaj, pentru că avem nevoie în aceste zile de un zâmbet pe buze, avem nevoie de mai multă lumină în suflet, avem nevoie să fim puternici și nu putem fi puternici decât dacă suntem pozitivi și constructivi și optimiști. Deci, haideți să vindecăm lumea chiar în acest an când aniversăm 75 de ani de la crearea Națiunilor Unite. Să vindecăm lumea, pentru că, așa cum spunea inegalabilul maestru Nichita Stănescu, întunecând întunericul, am deschis porțile luminii. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there, if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. And for me and the entire human race, there are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. We could fly so high, let our spirit never die. In our hearts, let us feel that all our brothers. Create a world without fear, together we cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there, if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world,
dream we were conceived in will reveal a joyful face, and the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep strangling life when this earth crucified soul? Though it's plain to see this world is heavenly, be God's glove. De 25 de ani, TVR Internațional este alături de tine, oriunde te afli. Departe, dar împreună. O campanie TVR Internațional.